Bună seara, în primul rând. Sunt mult mai emoționată acum decât înaintea finalei de la Roland Garros. Este un moment deosebit pentru mine și vreau să vă mulțumesc din suflet că ați venit, că m-ați primit atât de călduros. Vreau să mulțumesc domnului președinte că este alături de mine și de noi, doamnei Gabriela Szabo, tuturor celor din federație și, nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc românilor care m-au susținut foarte mult și acolo, la Roland Garros, la Paris, au făcut atâtea sacrificii ca să vină să mă susțină și tuturor oamenilor care m-au susținut în fața televizoarelor punct cu punct. Sunt foarte fericită că trăiesc aceste clipe, vor fi clipe de neuitat. Mă bucur foarte mult că am realizat această reușită foarte mare pentru mine, cât și pentru România. Mă bucur că sunt din România și vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot. Bineînțeles, vreau să mulțumesc și părinților mei, familiei mele, tuturor rudelor care mă susțin tot timpul și apropiaților mei, prietenii care au suferit alături de mine 2 săptămâni la Paris și nu doar acum, întotdeauna când am avut și momente grele. Mulțumesc din suflet și cred că nu pot exprima toată mulțumirea, toată aprecierea care o am față de toți prin cuvinte. Vă mulțumesc din nou și sper să mă susțineți ca și până acum tot timpul. Dacă doriți să îmi puneți întrebări despre cum am tristă, nu pot să fiu, pentru că a fost cel mai mare meci din cariera mea, din viața mea, o finală de Grand Slam, prima, pe care nu o voi uita niciodată. Sunt foarte fericită că am putut să fac un meci bun în finală, am jucat la cel mai înalt nivel și cred că m-au apreciat mulți copii și sper că mulți copii o să vină la tenis datorită acestui meci. Mă bucur mult că anii care am petrecut pe teren, acum am văzut rezultatul anilor pe care am petrecut pe teren de mic copil. Mă bucur mult de acest rezultat și sper să mai am în viitor cât mai multe. Da, cu siguranță a fost cel mai bun turneu pentru că a fost Grand Slam și am jucat finala. Nu pot să spun că am un turneu bun și unul slab. Eu cred că am fost destul de constantă în rezultate și am jucat un tenis destul de frumos și de bun la toate turneele. Se mai întâmplă să mă accidentez pentru că performanța e grea, dar am din ce în ce mai multă grijă de corpul meu și o să pot să fiu și mai constantă decât până acum. Sincer, nu prea am comentarii despre acest subiect pentru că nu prea cunosc foarte bine regulile, dar părerea mea este că, da, Maria a stat destul de mult înainte să servească. Arbitrajul la mingea de la 4-4 în decisiv, eu am crezut că o să se repete pentru că am atins mingea, dar regula este că trebuie să o dau peste fileu, așa mi-a spus arbitrul în teren. M-a afectat un pic pe moment, dar am învățat din acest moment important. Data viitoare, cu siguranță, o să trec mai bine peste. Știți mai bine ca mine. Da, o să continui colaborarea cu Wim Fiset până la sfârșitul anului. Unde plec? Stau să mă odihnesc câteva zile și săptămâna viitoare plec la Hertogenbosch la un turneu pe iarbă. Le mulțumesc foarte mult, ei m-au susținut întotdeauna și pentru mine Constanța rămâne un oraș de suflet. Acolo m-am născut, acolo am copilărit, acolo am învățat tenis. Mă întorc cu drag tot timpul în Constanța și cu siguranță o să îmi fac timp să mă duc să-mi salut toți prietenii, toți apropiații și toți oamenii care m-au ajutat.
Vă mulțumesc că mi-ați pus această întrebare. În primul rând și în primul rând, mulțumesc fetiței mele că a fost cu minte și ne-a ascultat și acum ne-a făcut foarte, foarte fericiți. Mai mult de atât, ce pot să spun? Deci nu pot să mă exprim prin cuvinte realizările care le-a făcut fetița noastră și în primul rând vreau să-i mulțumesc pe această cale și în al doilea rând vreau să mulțumesc întregii României care a fost întotdeauna și la toate turneile alături de Simona. Vă mulțumesc! Cred că jocul meu este destul de complet, nu este bazat pe foarte multă forță, pentru că nu am foarte multă forță și nu am înălțime foarte mare. Sunt destul de mică și cred că viteza mea este un avantaj pentru mine, viteza de execuție la fel, mă deplasez destul de bine în teren, deschid unghiuri foarte bine și cred că joc foarte aproape de linia de fund și joc repede, iar asta îmi dă avantaj să joc, să pot să câștig multe meciuri. În timpul meciului nu prea sunt admise sfaturile, dar da, mi-a spus înainte de meci că trebuie să stau aproape de linie ca să pot să o înving pe Șarapovă. Da, sper să fie următoarea finală de Grand Slam. Nu este ușor, nu înseamnă că dacă acum am jucat finala, va trebui să joc la toate Grand Slam-urile. Este un sport foarte greu. Eu o să fac tot posibilul, o să muncesc și mai mult ca să pot să ajung în finale de Grand Slam, dar acest turneu mi-a dat multă încredere că pot să joc la un nivel înalt. Pot să joc un tenis frumos și m-a bucurat foarte mult că în final am putut să joc. N-am avut emoții mari, nu m-am blocat și am putut să joc ceea ce mi-am dorit. Îmi dă încredere acest turneu și cu siguranță voi munci ca să ajung și mai sus. Nu prea cred că sunt numărul 3 în lume. Nu cred că am fost considerată nici înainte de acest turneu, pentru că eram locul 4 în lume, dar fiind Maria mai experimentată și a jucat mult mai multe finale de Grand Slam și a și câștigat câteva titluri, era normal ca ea să fie favorită, dar am fost foarte aproape să câștig. Poate că a fost vorba și de neșansă la unele minci, dar am luat doar lucrurile pozitive și toată încrederea că pot să fiu printre ele acolo. Nu, pe Serena, nu pe Șarapova. Nu pot să spun nici acum că este un obiectiv, pentru că nu cred că asta e cel mai important în cariera mea, să o înving pe Serena Williams. Bineînțeles că mi-aș dori într-o zi să pot să o înving, dar nu mă gândesc numai la asta. Mă gândesc să fac cât mai multe rezultate, să îmi fac jocul meu și să progresez cât mai mult la ceea ce am de, la ceea ce am de lucrat. Sunt perfect sănătoasă, nu am nimic și sunt aptă pentru următorul turneu. Vă mulțumesc și eu. Thank you.
Thank you.